Crearea de locuri de muncă, întărirea ordinii și liniștii publice și asigurarea unui viitor prosper orașului Țăndărei sunt doar câteva dintre prioritățile candidatului liberal la primăria Țăndărei, Traian Mitrea. Liberalul acuză lipsa de preocupare a actualei administrații social-democrate în atragerea investitorilor în localitate, fapt ce a împiedicat dezvoltarea orașului în ultimii ani. Un alt punct cheie este infrastructura care a fost jefuită de operatorul Raja și de alți operatori care au introdus, după ce lucrările au fost executate, au introdus alte necesități ale localității, ajungând astfel ca orice stradă să arate ca un dezastru. Soluțiile oferite de candidatul PNL Traian Mitrea se bazează, spune acesta, pe consultarea și propunerile făcute chiar de locuitorii orașului în urma consultărilor publice. Ordinea și liniștea publică. Deci aici avem de muncit. Va trebui să facem un parteneriat cu poliția, cu jandarmeria, cu alte instituții, astfel încât să intrăm într-o normalitate, să respectăm cu toții ceea ce trebuie să fie respectat. O altă chestiune ar fi problema locurilor de muncă. Avem legumicultori pe care îi putem încuraja să-și desfășoare activitatea, să-și o dezvolte și prin achizițiile viitoare, dumnealor să beneficieze de un profit pe măsura muncii depuse. Mitrea a declarat că pentru punerea în practică a acestor obiective are alături o echipă de consilieri cu experiență. Avem o echipă, zic eu, de oameni foarte serioși, de oameni echilibrați, de oameni responsabili, de oameni care știu problemele cetățenilor și localității. Echipa întotdeauna m-a sfătuit și mi-au dat sugestii care să genereze plus valoare.